Era, dragii mei, suntem la misiunea Dialogul Constructiv Salvează România. Părerea ta contează și evident cu prietenii noștri deja de acum consacrați, domnul Truță, din inima țării, din țara Harghitei. Bună seara, domnul Sorin Truță! Bună seara, bine v-am găsit! Și evident cu prietenul nostru, plimbărețul prin lumea largă, dar cu o bogată experiență în domeniul managementului și a inteligenței organizării, domnul Eugen Sechei, care a cutreierat lumea înainte de a veni în emisiunea noastră, vreo 30 de ani, America, Belgia, Canada și, culmea, Singapore, o țară extraordinară de bine, bine chivernisită, unde corupția este cu tendință spre zero, evident, datorită digitalizării. Și în seara asta ne continuăm periplul cu subiectul pe care ni l-am propus, înfăptuirea binelui public, fundamentat pe cele trei principii: responsabilitate, calitate și eficiență, plecând de la meritocrație. Evident că în ultima emisiune au diagnosticat distinșii domni societatea românească cu trei maladii, ca să le spunem așa: neîncredere, frică și stres. Evident că în următoarea emisiune pe care am avut-o am lansat în dezbatere publică aceste chestiuni și cred că va trebui să continuăm să identificăm, să radiografiem societatea românească în ansamblul ei cu anumite tare pe care să le supunem dezbatere, evident, și să căutăm antidotul. Și astăzi mi-am propus să identificăm alte valori pe care să le dezvoltăm și să le discutăm, care se numesc transparență, bunăstare, echitate și interes public. Și am să le luăm în dezbatere pe rând și să vedem opiniile unor doi domni foarte bine chivernisiți intelectual, bogați în experiență, unul prin lumea largă, prin lumea occidentală, nu accidentală sperăm, și celălalt în România, unde are performanțe profesionale și are o bogată cunoștință legată de suflet, pentru că sufletul se hrănește cu cultură. Greșesc cu ceva, domnilor? Pe rând, Eugen. Nu, bună seara, desigur ai dreptate. Sunt multe de spus în acest domeniu. Cred că vom încerca împreună să deslușim toate problemele și să venim cu idei cât mai bune. Sorine, e necesară cultura sau nu? E necesară cultura, așa cum ziceam data trecută, vis-a-vis de multitudinea de științe la care are acces omul recent, la fel și cu cultura. Cultura a devenit foarte vastă și e totuși, și cultura este un panaceu pentru suflet și un panaceu important. Haideți să vedem ce reprezintă transparența. Să definim fiecare pe înțelesul lor, adică părerea lor, despre transparență. Și avem două poziții antagonice, adică o poziție românească și una multiculturală. Ia să ascultăm pe cea românească. Deci, domnul Sorin, ce trebuie să reprezinte sau, cu alte cuvinte, există transparență în România? Depinde la ce fel de transparență ne referim. Dacă vorbim despre transparența instituțiilor publice, ea întotdeauna trebuie să existe. Dar știm foarte bine că dacă facem o analiză atentă a oricărei organizații, există întotdeauna o față nevăzută a icebergului. Adică nicio organizație, numai din România, din lumea întreagă, nu se dezvăluie în integralitatea ei. Întotdeauna există o parte care nu este transparentă. Important este ca acest vârf al icebergului să fie întotdeauna cât mai mare, adică să se vadă cât mai mult din iceberg.
Și modul în care, în care se cheltuie banul public și banul cetățenilor până la urmă să fie, să fie cât mai transparent. Adică să, să înțeleagă oamenii ce faci cu banii lor întotdeauna. Domnul Eugen, cum putem înțelege transparența în viziunea ta? Aș încerca să, să o definesc ca un principiu conducător în, în relațiile interumane. Și, și asta, deci, e vorba atât în interiorul unei companii, unei organizații guvernamentale sau nu, dar are importanță, dar și în cadrul relațiilor personale. Deci e vorba de, de acea, de acel fundament, aș zice, care, care permite să clădim o relație de lungă durată, stabilă, bazată pe încredere. Deci, eu întotdeauna folosesc analogia sau expresia cu cărțile pe, pe masă, chiar, chiar și în, în litigiile pe care, pe care le-am avut, din, din păcate, în care eram într-o situație conflictuală, nu am apelat la, la lovituri ascunse sau la reținerea unor elemente, fiindcă sunt convins că întotdeauna ajungem la soluția cea mai bună atunci când ambele părți sau toți cunoaștem toate, toate elementele care sunt disponibile. Deci așa am acționat întotdeauna în cazul companiei, în fața angajaților mei. Desigur, cum, cum zicea și Sorin, există cazuri în care sunt chestiuni confidențiale care, care nu sunt dezvăluite, dar asta nu schimbă nimic din principiul conducător. Deci vrem întotdeauna, sau eu îmi propun întotdeauna să am o discuție deschisă cu toate, cu toate elementele pe masă, cu, cu orice persoană pe care o întâlnesc sau în orice circunstanțe. Aș reveni iarăși la, la, la cei japonezi de care, la care m-am referit în alte emisiuni. Pentru ei asta reprezintă un cod de onoare. Pentru noi, din păcate, nu. Reprezintă niște excepții. Asta e o chestiune pe care azi am lansat-o mai adânc în spațiu public și am încercat să definesc declarația politică. Am întâlnit pe Facebook niște nemulțumiri cu privire la faptul că există ambuteiaje pe Valea Oltului și, citind așa un text, am zis către personajul care a scris acel text că nu avea încredere, nu mai avem dreptul să avem încredere în promisiuni. Și am zis eu, declarația politică este un angajament ce nu trebuie onorat. Se pare că la români, actualmente, această clasă politică este caracterizată prin această sintagmă. Ce părere ai, Sorine? Da, în orice caz, continuând ideea cu transparența, că despre asta. Păi asta e transparență. Transparența, în general, este specifică statelor democratice. În regimurile totalitare, după cum știm foarte bine, regimurile totalitare sunt populate de oameni care nu pun întrebări. Există și un sistem filozofic care s-a născut urmarea procesului lui Eichmann, după cum știm Eichmann, Adolf Eichmann, în 1942 a fost desemnat să coordoneze transporturile evreilor care erau deportați în lagărele de concentrare din Polonia. A reușit să scape după ce aliații au câștigat războiul și s-a refugiat în Argentina. În 1960, serviciul secret israelian Mossadu a reușit să-l captureze de la Buenos Aires și a fost transferat la Ierusalim, unde a fost judecat. Hannah Arendt,
era redactor pentru revista New Yorker și a relatat toate aspectele procesului. Ea a constatat că Eichmann nu era un nazist oarecare, nu era un produs tipic al statului nazist, ci era un funcționar care pe toată durata procesului a considerat că și-a făcut datoria. Deci el a considerat că a respectat toate legile statului fascist, așa discriminatorii cum erau ele, și că n-a făcut altceva decât să-și facă datoria. Și așa s-a născut celebru concept despre banalitatea răului. Există și o banalitate a răului în momentul în care cu toții funcționăm pe pilot automat și nu mai facem distinție între ce e bine și ce e rău și executăm necondiționat tot ceea ce ni se spune. Adică nu avem personalitate. Adică nu avem personalitate și chiar dacă o avem, o lăsăm să fie anihilată de chestii cu care nu suntem de acord. Ce părere ai, Eugen? Interesant că am citit nu de mult despre acest subiect, mai ales în contextul în care, să zicem, luând exemplul naziștilor care au urmat ordinele sau chiar în interiorul companiilor private în care se fac, aș zice, ilegalități. Erau cazuri evidente, acele cunoscute de corupție la nivelul firmei Siemens sau așa ceva. Deci noi avem tendința de a renunța la morala pe care o avem personal, fiindcă cel care este conducătorul nostru, să zice managerul sau așa ceva, ne-ar spune pur și simplu fă tot ceea ce trebuie să faci pentru a obține rezultatul scontat. Da? Iar oamenii iau acesta ca și un ordin care le permite să se debaraseze de morală sau de legi sau și acționează într-un mod ilegal, deși ei sunt cei care ar trebui să zică nu voi face asta, fiindcă există reguli, există legi, am morala mea și nu voi acționa în felul ăsta. Deci e o problemă de psihologie. Din nou aș reveni la modul în care educăm oamenii și aș reveni iarăși la problema pe care am ridicat-o anterior, cea a fricii. Deci dacă nu am avea frica de a ne exprima în mod liber, transparent față de cel care este managerul sau conducătorul nostru și am zice nu, stop, eu nu voi depăși această limită. Astfel de derapări nu s-ar întâmpla. Cam așa văd. Așa vezi? Ok. Situația. Deci, ca să conchidem cu transparența asta. Transparența nu-i transparentă. Asta ar fi prima concluzie care putem să o tragem. La noi, la români, această transparență e ruptă de carpați. Pentru că n-am reușit după 30 de ani să traversăm Carpații. Aici, ieri am avut o emisiune despre arhitectură, urbanism, planificare spațială, în care domnul arhitect Radoslav susține că în curând vom avea autostrăzile peste Carpați, că s-a decis încolo și încolo, că nu va mai fi polul de putere legat, spre exemplu, de Spitalul Regional de la Seged și se va muta la Timișoara. Sunt niște chestiuni care mișcă puțin lucrurile și s-ar putea să fie într-adevăr că sunt lucruri care merg, dar nu există o transparență foarte, foarte clară. Din punctul vostru de vedere, pentru bunăstarea noastră, pentru înțelegerea, pentru liniștea, pentru a scăpa de neîncredere, de frică, de stres, este necesară această transparență? Sorine? Și aici lucrurile sunt oarecum relative, pentru că transparența ține până la urmă de a spune adevărul și a nu minți. Corect, excepțional. Biblia spune așa, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Fantastic! Ce părere ai, Eugen? Absolut.
Să știi că la același lucru m-am gândit și eu înainte de a comenta legat de transparență și am spus că aici e vorba de adevăr. Dar acum mai pun o întrebare. Relativitatea intervine în cazul adevărului? Nu. Aș merge la, de fapt, filozofia lui Gandhi, nu? Satyagraha, puterea adevărului, înseamnă în sanscrită, folosită și de Martin Luther King. Deci el și-a tras această putere de a schimba lumea, nu? De a schimba o societate care era societatea colonială indiană, nu? Formidabilă, trăgându-și rădăcinile din acest adevăr. El a zis, legile nu sunt juste, fiindcă adevărul stă în altă parte. Și din observațiile mele, mai ales referindu-ne la cadrul carpatic, cum ziceți voi, este faptul că noi, în loc să analizăm adevărul, analizăm binele și rău. Și zicem, stai puțin, eu dacă voi falsifica adevărul, s-ar putea să-mi fie mai bine. Și asta e decizia pe care o luăm eu și o luăm noi și eu zic, întotdeauna este decizia incorrectă. Nu trebuie să te gândești la repercusiunile pe care ai putea să le ai atunci când spui adevărul. Rămâi în continuare drept și spune adevărul, fiindcă repercusiunile pot să fie temporare împotriva ta, dar întotdeauna vei rămâne pe calea cea dreaptă. Ce părere ai tu despre adevăr, Sorine? Ai introdus această sintagmă. Haideți să o vedem în perspectiva ta. Deci, Eugen are așa o viziune mai kantiană despre adevăr. Kant considera că adevărul trebuie spus în orice împrejurare, chiar dacă are consecințe nefaste. S-a scris foarte mult despre adevăr, dar s-a scris foarte mult și despre minciună. Și după cum știm, există minciuni maligne și minciuni benefice. Există și minciuni benefice. Nu, aici îmi permit să spun că moartea este moarte. Nu este ușoară sau grea, e moarte instantanee. Plata păcatului și minciunea este un păcat, e moartea. E foarte clar, nu există minciună dulce și minciună acră. Exact, e minciună. Deci... În finalul dialogului dintre Pilat și Iisus, la întrebarea pe care o pune Pilat dacă se consideră împărat, Iisus îi răspunde, tu zici aceasta, după care îi spune că el a venit să mărturisească adevărul. Și acel dialog, după cum știm, se termină cu o interogație. Pilat iese din încăpere și întreabă ce este de fapt adevărul. Și consideră că omul pe care l-a avut în față, Fiul lui Dumnezeu până la urmă, nu are nicio vină și toată povestea asta se termină cu cea mai gravă, eroare judiciară din istoria umanității. Până la urmă, Iisus este condamnat, deci practic profanul ajunge să condamne sacru pentru că nu l-a înțeles. Problema puțin de tot o văd și eu. Eu chiar îmi pare bine de această parabolă și despre felul în care ai prezentat-o. Eu am avut șansa să o prezint ca o prelegere de vreo 40 de minute la 22 de judecători. Mi-am început prelegerea la Suceava, era câțiva ani în urmă, la o întâlnire de specialitate și am spus prelegerii mele ce este adevărul. Întrebare care așteaptă răspuns. Și într-adevăr această întrebare naște și actualmente necesitatea identificării răspunsurilor la această întrebare. Și ce le-am spus distinșilor judecători? Printre altele, la final, când am să descriu tot ce am vorbit, că nici nu mai știu, că eu vorbesc multe din inspirație, și am spus distinșilor judecători, la finalul vieții și dumneavoastră veți fi judecați. Și cum? După felul în care ne-ați învățat pe noi, părât și reclamant. Și cu asta l-am investit pe Dumnezeu să ne judece. Adică va lua filmul vieții noastre și va urmări. Și va zice Dumnezeu ce ți-am dat, ce mi-ai cerut.
Pentru că Biblia spune, cereți și vi se va da. Va lua filmul vieții și va zice, Sorine dragă, eu de la tine ce așteptări am? Ce mi-ai cerut tu? Ei, tu nu o să-ți aduci aminte, pentru că nimeni nu-și aduce aminte când a fost mic, că Sorin va dori să fie un om respectat, un om cu rezultate, un om care să-și facă datoria. Dar poate mai are și ceva surplusuri, că din entuziasm fiecare om mai face ceva care lui se pare un rezultat fabulos. Și știi ce o să zică bunul Dumnezeu la judecata respectivă? Dragul meu, nu mi-ai cerut, nu ți-am încredințat, nu se pune. Și acum să vă spun și de ce. E simplu, în instanță, în momentul în care judecătorul nu este investit corect, se ajunge la final, se va da o sentință, deși judecătorul vede adevărul și nu-l poate face, că n-a fost investit corect. Acest lucru l-am învățat de la judecătorul Dima Florin, fost președinte al Curții de Apel Târgu Mureș, care l-am avut la radio și mi-a explicat românilor tuturor că îți trebuie înțelepciune când pornești o acțiune să înțelegi ce ceri. E important lucrul ăsta și iată că transparența este un lucru fabulos ca să vedem adevărul. Am dreptate? Absolut. Sorire, absolut. Vrei să comentezi? Te rog. Da, adevărul e că se poate minți nu numai prin cuvinte. Sfântul Augustin, de exemplu, a dat o definiție aproape completă, simplă și completă a minciunii. El a definit minciuna, adică mintea acela care nu spune ce are în gând și rostește alte cuvinte sau minte prin alte forme de semnificare. Adică poți să minți chiar dacă nu spui ceva. Poți să minți printr-un gest, poți să minți printr-o privire, printr-o atitudine. Există mai multe feluri de a minți. Da, este adevărat, putem intra în aceste detalii, dar cred că trebuie să mergem un pic de tot mai departe și să spunem foarte clar că binele public însemnează și bunăstare. Ce înseamnă bunăstare în viziunea ta, Eugene? O întrebare foarte bună. De fapt, e o stare de spirit, aș zice. Nu m-aș referi la bunăstarea materială care nu acum este. Nu omitem. Observația, o stare de spirit, fabulos. Exact. Și vreau să spun că sunt, iarăși comparativ, există index din ăsta de fericire globală care conduc întotdeauna spre țările care cele mai fericite fiind cele care nu sunt atât de înstărite din punct de vedere material, dar au o trăire care este completă. În cadrul familiei, mulțumiți de ceea ce au și nu doresc întotdeauna ceea ce nu pot să aibă. De exemplu, Singapore, că tot ne referim la el, nu este o țară care este sus în acel clasament. E o țară de oameni care sunt nemulțumiți în continuare, deși sunt foarte înstăriți. Sorire, bunăstarea. Cum o definește Sorin Truță bunăstarea? Până la urmă, munca ar trebui să se desfășoare ca să-ți petreci într-un mod cât mai plăcut timpul liber. Deci bunăstarea este... Foarte interesant! Excelent! Excelent! Bunăstarea ți se întâmplă când te simți bine în timpul tău liber. Dacă acest timp liber mai nu avem? Există... Dacă acest timp liber dispare și totul se transformă într-o veșnică acumulare de bunuri și valori și o luptă pentru a adăuga la avere câte ceva, s-a isprăvit. Adică nu mai putem vorbi de bunăstare. Da, e un lucru foarte necesar. Bunăstarea se referă evident și la bunăstarea sufletului, pentru că, de fapt, în fond și pe la urmă, cu asta rămânem
Și ceea ce facem, să facem evident pentru binele familiei noastre, pentru binele tuturor celor din jurul nostru, dacă suntem în stare să înțelegem că aici e un subiect foarte important. Sisteme de valori sunt diferite atât pentru unii cât pentru alții. La unii le place de mine, la alții nu le place de mine. Și atunci este normal că apar aceste diferențe. Confortul nu este asigurat pentru o bunăstare dacă nu ești într-o comunitate sau, să zicem așa, într-o socializare corectă. Atunci când apar tot felul de invidii, că aici e problema, orgolii, invidii, acestea evident macină bunăstarea. Sunteți de acord cu această, să zicem, interpretare? Sorine, ce părere ai? Din păcate, mi-am adus aminte cum s-au întâmplat lucrurile în țările române cu boierimea română care era sedentară și nu-și dorea mare lucru și au apărut comercianții care în prima fază au început să le ofere boierilor români tot felul de bunuri de care ei considerau că nu au absolut deloc nevoie. În prima fază erau oferite gratuit, după care încet s-a creat dependența. Ori, la o scară mai largă, noi ne-am transformat într-o societate globală de consum. Adică tot timpul umblăm după tot felul de bunuri de care chiar nu avem nevoie. Vorba lui Socrate, uite de câte lucruri de care nu am nevoie sunt înconjurat când a ajuns în târg. Deci cam așa ni se întâmplă nouă, ni se creează niște standarde din astea artificiale de viață care, culmea, ne fac dependenți de tot felul de obiecte de care chiar nu avem nevoie. E foarte interesant modul de abordare. Eugen, ce părere ai? Absolut de acord. Oamenii pe care i-am întâlnit, care erau cei mai fericiți, erau cei care erau mulțumiți cu situația în care erau și, vreau să zic, nu erau neapărat bogați. Dar știau să, dacă făceau vreodată comparații, erau comparațiile în favoarea lor. Era întotdeauna o comparație de generație. Eu sunt mult mai bine decât tatăl meu a fost înaintea mea. Am o mică căsuță și o mașină și sunt perfect mulțumit. Sufletul mi-e în pace. Deci cei care alergau întotdeauna, există această tendință de a avea o competiție a acumulării și acum și Facebook acumulăm de fapt poze din diverse locații cât mai exotice ca să ne comparăm cu alții. Nu că nu-mi place competiția, dar este o competiție care nu duce neapărat la cea o mulțumire de lungă durată. E o mulțumire doar temporară. Interesant este că ascultasem un TED Talk acum câteva zile și era vorba despre un suedez care lucra la serviciul lor de traumă psihologică și spunea că oamenii care aveau cele mai mari probleme la nivelul psihologic nu erau cei care își pierduseră toată familia într-un accident, ci erau cei care erau invidioși pe vecinii lor. Ajungem la invidie. Există această racilă care macină și știi de ce? Din punctul meu de vedere este că cei care au timp să invidieze nu au timp de ei. Pentru că un om care are de lucru are principii, are ținte, are strategie, are ceea ce vrea să-și croiască în viitor, nu prea are timp să se uite la alții. Ce părere ai, Sorine? Da, e vorba de o stare de nefericire perpetuă care determină omul să fugă de el, adică nu se simte bine cu el însuși și atunci caută o motivație pentru asta în general. Ori consideră, exact cum a zis Eugen, că nu a reușit performanța celor care au mai mult și încearcă să recupereze, ori îi desconsideră câteodată pe aceștia, dar în permanență, de fapt, el este într-un conflict cu sine însuși. Adică el nu se mai simte bine în pielea lui. Și de asta probabil că se recurge și la serviciile astea
psihologice până la urmă, ca să revină omul la o stare de bine. Să știți, cu voi timpul trece foarte repede. Mai avem doar câteva minuțele, pentru că subiectele pe care le abordăm sunt subiecte de suflet. E o discuție care e mai grea pentru mulți, din punctul meu de vedere necesară pentru mulți, care ar trebui să o dezvolte, și am să vă fac propunerea ca săptămâna viitoare să continuăm dezbaterea despre echitate, interes public și orice altceva, și evident că nu vom putea rata ocazia să vorbim despre politică. Va trebui să definim politica așa cum ar trebui să fie ea politică. Și evident să avem fiecare părerea noastră despre ea. Va trebui să o definim ca știință, pentru că este o știință, să vedem ce ar trebui să reprezinte și după aceea să comparăm ce reprezintă în părțile vestice și ce reprezintă la noi. Sunteți de acord cu propunerea mea, Sorine? Desigur. Da, sunt de acord și mi-aduc aminte că eram în clasa 5-a când am fost întrebat prima dată, culmea, la o inspecție, la o oră de istorie, ce este politica, și pentru că n-am știut, m-am trezit cu o notă foarte mică. E, poate acum iei notă foarte mare. Acum mai avem câte un minut fiecare și vreau să conchidem această emisiune și să vedem. Clar, concis într-un minut. Sorine, transparență și bunăstare, cum se traduc aceste chestiuni ca o sinteză la toată discuția noastră? Se traduc printr-o stare de sinceritate și de confort intelectual până la urmă. Aici ar trebui să ajungem. Așa scurt? Poți să spui mai mult, că am zis un minut. Am întors-o pe toate fețele, asta este părerea mea. Deci până la urmă, exact cum zicea și Eugen, important este ca această transparență să ducă la o stare de bine a societății, adică oamenii să se simtă în siguranță în raport cu entitățile care îi înconjoară și în raport cu semenii lor până la urmă. Evident că e un lucru foarte bun și mă bucur că tendința este îndreptată spre bunăstarea societății. Eugen, ai un minut. Da. Aș merge la un film destul de amuzant care se cheamă The Invention of Lying. O societate în care nu există minciună, în care toate lucrurile se spun direct, transparent, și în care un individ a descoperit minciuna și a fost foarte dificil pentru el să explice descoperirea pe care a făcut-o. Bineînțeles, a ajuns să fie, să zicem, cel mai bogat, faimos, fiindcă mințea. E un fel de parabolă a societății noastre. Continuăm, cum să zic, să apreciem oameni care sunt mai puțin transparenți, care mint. Trebuie să ne menținem întotdeauna pe calea noastră. Deci, zicem, aș zice, dacă acceptăm transparența în tot ceea ce facem, să apreciem și valorile care reflectă această morală. Să avem capacitatea să ne respectăm unii pe alții este fundamental și evident. Ce este adevărul? Să căutăm adevărul, că doar el ne va face liberi. Este un lucru extraordinar de important. Transparența, bunăstarea se fundamentează solid pe o fundație corect structurată, pe educație, pe respect, pe demnitate. Mă bucur că am fost împreună cu prietenii mei, Sorin Truță și Eugen Sechei. Am încercat să facem o dezbatere despre înfăptuirea binelui public. Acesta trebuie cunoscut și promovat în societatea civilă pentru a înțelege odată pentru totdeauna că valoarea nu se obține decât prin muncă. Asta promovăm, asta ne dorim. Fie ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți românii. România cu toate frumusețile ei, cu relieful ei nestemat, cu
patrimoniul ei, să ne dea înțelepciune la toți, să ne iubim unii pe alții, să ne respectăm, să identificăm confortul personal. Și mi-a plăcut foarte mult ce a spus Sorin, să muncim în așa fel încât să ne bucurăm de timp liber. Doamne ajută, Doamne dă bine și ai milă și dă sănătate tuturor. Mulțumesc.